Sute de pelerini și localnici au sosit duminică la Biserica Romano-Catolică Coborârea Duhului Sfânt din Barați pentru a o slăvi pe Sfânta Fecioară Maria și pentru a o ruga să îi protejeze. Ridicarea la cer a Maicii Domnului sau Sfânta Mărie Mare, cum îi se spune în popor, este cea mai importantă sărbătoare a verii. Sărbătoare în Barați. Mult înainte de ora 11, credincioșii din Pârjol, Trebeș, Crihan și Mărgineni, îmbrăcați în haine de sărbătoare, au umplut ulițele care duc spre biserica din Barați. Aproape toți luaseră cu ei o mică grădină, crin, guraleului, busuioc, cavaler și crăițe. Buchetele de flori au fost aduse spre a fi sfințite, urmând să fie păstrate tot anul. Venim cu florile ca să ne aducă noroc, sfințește preotul aici în biserică. Noi obișnuim ca să ținem tot anul florile astea pentru când vine vremea mare și punem pe jar și e să fum, în casă o ținem la loc cinstit acolo și când te sperii de ceva și atunci așa e obiceiul la noi. Ceremonia a avut loc în curte pentru că așa mulțime de credincioși nu ar fi încăput în biserică. Sfânta liturghie a început la ora 11 și a fost oficiată de un sobor de preoți, oaspeți ai părintului Ferenț, parohul bisericii Coborârea Duhului Sfânt. După ce au primit cuvintele de bun venit, credincioșii au fost invitați să-și recunoască greșelile. Pelerinii și-au mărturisit păcatele în cor, rugând pe Sfânta Fecioară și pe toți sfinții să mijlocească în fața Domnului obținerea iertării. Mergem și noi să ascultăm liturghie. Și aveți speranțe că vă va ajuta? Dacă nu, deci să mergem degeaba? Pentru asta mergem. Cu speranța că ne ajută, nu? Altfel, fără Sfânta Maria și fără Dumnezeu nu se poate sta. Cei mai mulți dintre pelerini vin în fiecare an la Barați. Ei se roagă pentru sănătate și pace, pentru vremuri mai bune, pentru răbdare și înțelegere, iar unii pentru copiii aflați departe, în Italia sau Spania. Toți își pun nădejdea în Sfânta Fecioară, în puterea și în bunătatea ei. Sunteți prima oară aici? Nu. Vin în fiecare an la biserică la Barați. De unde sunteți? Din Mărgineni. Sunteți de aici, da? Da. Și de ce veniți? Vin la biserică să mă rog pentru mine, la Sfânta Fecioară Maria. Pentru ce anume vă rugați? Pentru sănătatea mea, pentru toate. Și pentru familie? Și pentru familie și pentru tot ce, pentru tot ce am eu nevoie să mă rog. Sute de glasuri s-au rugat ca unul singur, unite în credință și smerenie, iar pacea a cuprins adunarea și în chip firesc ne-am simțit dintr-o dată frați cu toții ce aflați în fața preoților și în fața Sfintei Fecioare. Liniștea lor a devenit liniștea noastră, iar speranța lor a înaripat speranța noastră.